Un nou proiect care a fost lansat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătății prevede ca angajatorii publici și privați să acorde o zi lucrătoare liberă pe an părinților sau reprezentanților legali ai copiilor pentru îngrijirea sănătății celor mici. Potrivit inițiativei, sunt luați în considerare copiii minori cu vârste de până la 18 ani aflați în îngrijirea și în întreținerea părinților ori a reprezentanților legali. Persoanele prevăzute de actul normativ vor beneficia de una sau de două zile lucrătoare libere pe an, în funcție de numărul de copii, fără obligația angajatorului de a plăti drepturile salariale aferente. Prin acordarea acestor zile libere lucrătoare se asigură posibilitatea părinților sau a reprezentanților legali ai copiilor de a verifica anual starea de sănătate amicuților pacienți. Potrivit proiectului de lege, angajatorii vor fi obligați să acorde ziua lucrătoare liberă pentru îngrijirea sănătății copiilor la solicitarea părinților sau a reprezentanților legali. În cazul în care niciunul dintre părinți nu va solicita ziua lucrătoare liberă, aceasta nu se va reporta în anul calendaristic viitor. Pentru familiile sau persoanele cu doi copii se acordă tot o zi liberă lucrătoare pe an, ca și în cazul unui singur copil. Pentru familiile sau persoanele cu trei sau cu mai mulți copii se acordă două zile libere lucrătoare pe an, consecutive sau separate după cum decide angajatorul. Pentru a beneficia de ziua lucrătoare liberă, părintele trebuie să depună cererea la angajator cu cel puțin 15 zile lucrătoare Lucrătoare înainte de vizita la medic, la cerere se va atașa o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că în anul respectiv celălalt părinte nu a solicitat ziua lucrătoare liberă și nici nu o va solicita precum și o copie a documentului din care să rezulte calitatea de reprezentant legal al copilului după caz. Mai multe informații despre acest subiect se află pe site-ul Ministerului Sănătății din România.